Elevilor le este interzis să-și folosească telefoanele mobile în timpul orelor, iar dacă nu se conformează, riscă să le fie confiscate de profesor. Prevede un amendament introdus în proiectul de lege al educației. Regula se aplică ciclului primar și gimnazial. Pentru liceeni însă, decizia rămâne la latitudinea instituțiilor. În România, elevii nu au voie să folosească telefoanele mobile la școală, iar autoritățile competente spun că profesorii pot confisca device-urile în cazul nerespectării regulii. Folosirea telefoanelor mobile este interzisă în timpul orelor de curs, dar regula nu se rezumă doar la telefoane, ci și la alte echipamente de comunicații electronice. Dacă elevii sunt prinși folosindu-le, profesorii pot să le confiște și pot fi returnate părinților sau elevului conform legii educației care a intrat în vigoare de la 2 septembrie 2023. Ce părere aveți dumneavoastră de faptul ca telefoanele mobile să fie interzise în școli în timpul orelor? Sunt de părere bună, în sensul că conturbă ambianța acolo în clasă și informațiile de la catedră sunt tulburate. Deci considerați că tinerii se vor concentra mult mai bine fără telefonul mobil? Cu siguranță se vor concentra mai bine și vor asculta ceea ce se predă. În prezent, interdicția privind telefoanele nu era trecută în legea educației, ci doar în regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și nu scria că profesorii pot confisca telefoanele dacă elevii sunt prinși folosindu-le la ore. Ei bine, în noua legea educației, elevii din clasele primare, gimnaziu și liceu nu au voie să folosească telefonul la ore. Nu știu ce să spun, dar părinții trebuie să-și supravegheze copiii, să știe absolut în permanență ce face copilul la școală. Este, dar aici ne referim strict. La mine copilul meu a terminat de mult în cazul meu și nu știu ce acum. Nu era timpurile de acum când a fost. Așa este, dar proiectul se referă strict la orele de curs, nu pe tot. La orele de curs ar trebui profesorul sau cine, profesorul care face orele cu respectivul copil sau copii, să le ia telefoanele când intră în clasă și să le dea după ce au terminat orele. Părerea mea acum. Aceeași interdicție este valabilă și pentru învățământul preșcolar și a fost trecut în legea educației. Conform acesteia, profesorii pot confisca telefoanele mobile sau orice alt echipament de comunicații electrice. Totuși, nu se precizează în ce condiții profesorul poate preda telefonul elevului sau părintelui. Ori e bine, uneori sunt și pro și contra, nu știu cum să vă zic, dar cred că e o idee să nu, măcar în timpul orelor, să nu aibă la ei. Credeți că s-ar putea concentra mult mai bine fără telefon? Zic că da, că de multe ori sună telefonul și toată lumea se gândește ce o fi sunat, ce o fi, nu știți cum sunt copiii. Iată ce spune articolul 106 din noua legea educației. Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, inclusiv în timpul activităților educaționale care se desfășoară în afara unităților de învățământ, cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit de regulamentul intern al unității de învățământ. În cazul elevilor de liceu, fiecare școală trebuie să decidă în ce condiții li se interzice acestora folosirea telefoanelor mobile prin regulament intern, relatează România TV.ro.